Ok. Și să ai grijă să te uiți aici, în casă. Ok. Tocmai ai terminat cursul de Practitioner Coach cu Loredana Lacic. Pentru început, am să spun câteva întrebări despre tine. Cum te cheamă? Mă numesc Chioche Elena. În ce oraș trăiești? În Reșița. Super, și câte ani? Am 53 de ani și mă mândresc cu asta. Ok, felicitări. Ce profesie ai în momentul actual? Sunt asistent medical generalist și am și eu afacere în Reșița, mă ocup cu produse naturiste, deci se leagă cumva meseria mea de afacerea pe care am dezvoltat-o. Super. Ce ai învățat la acest curs? Wow, ce nu am învățat! Da, am învățat să mă prețuiesc mult pe mine. Am învățat să, adică cum să scap de frici și chiar dacă am venit foarte speriată, m-am acomodat cu și cu camera de luat de pentru mine era un monstru, adică așa vedeam, așa o vedeam eu camera, ca pe un monstru. De fapt, tot era în capul meu, nu aveam de ce să mă sperii. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera de aici, colegii, deci m-am simțit într-o familie, să spun mai mult, că e minunat sentimentul. Ce te-a determinat să vii la acest curs și să o alegi pe Loredana Lacic și Academia? Fiind plecată din țară, în Austria, simțeam că pot mai mult decât făceam la ora respectivă, adică la vremea respectivă. Au început să vină conștientizările că eu sunt, adică frustrările și faptul că pot mai mult și atunci am început să caut pentru dezvoltarea mea personală, să caut pe YouTube și am nimerit direct Loredana Lacic. Am zis, oh, hai să vedem ce cu Loredana Lacic. Și chiar pot să spun că a fost dragoste la prima vedere. Super, felicitări! Unde, când și cu cine vei folosi ce ai învățat? Păi cu oamenii, bineînțeles, și cu mine însumi în permanență. Atâta timp de sunt pe două viitoare, deci o să lucrez cu mine în teamă. Vreau să simt pacheta sus. A meritat investiția? Oh, da. A meritat investiția și nici o clipă n-am simțit îndoială. Deci chiar cu ardoare mi-am dorit să vin acest moment. Deși poate au fost nici obstacole, chiar și de sănătate, dar am trecut peste ele și uite-mă că sunt la finalul cursului și cu bucurie am sărbătorit împreună. Ok, dacă ai un mesaj pentru cei care ascultă acest interviu acum și un mesaj pentru Loredana Lacic. Dragilor, dacă vreți o schimbare în viața voastră, dacă vreți să deveniți mai buni, să oferiți iubire, înscrieți, apelați la un specialist, adică pentru mine Loredana Lacic a fost specialistul. Pentru Loredana îi doresc tot așa să rămână, să aibă mereu energia necesară pentru a transmite mai departe și a forma noi generații de coach. Și mulțumesc din suflet pentru tot efortul care, pentru munca, e multă muncă în spate, la tot ce se vede în video asta, poate lumea zice, în 5 minute sau jumătate de oră, nu este, sunt ani, dragilor, sunt ani de muncă. Ok, asta a fost tot, îți mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu. Mulțumesc că ești un jurnalist nemaipomenit. Și mi-i și o persoană. Eu nu chiar m-am uitat la camera, m-am uitat la tine. Știu, e ok, oricum să te am.